Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă bucur să ne revedem în casa Domnului la început de an, în prima zi anului nou, anul 2015, un an de îndurare al lui Dumnezeu pentru noi. Ar trebui să fim plini de recunoștință că Dumnezeu ne-a mai dăruit un an. Îl începem, nu știm dacă o să-l și încheiem, dar pășim cu încredere în anul acesta alături de Dumnezeul nostru atotputernic. Amin. Știind că El este Domnul vieții, El ne dă și ne ține viața și dacă suntem ai Lui, dacă suntem cu El și pentru El ne va fi bine. Amin. Vă invit să cântăm înaintea Dumnezeului nostru, spre slava Dumnezeului nostru, cântarea de la numărul 490, cântarea spune: veniți cu credință, plin de bucurie, veniți, o, veniți toți la Betleem. Iată-l în paie, rege al măririi, veniți să ne închinăm lui, veniți să ne închinăm lui, deoarece El este Domn. Veniți cu credință, plini de bucurie, veniți, o, veniți toți la Betleem. Iată-l în paie, rege al măririi, veniți să ne-nchinăm lui, veniți să ne-nchinăm lui, veniți să ne-nchinăm lui, El e Domn. Voi coruri de înceți, glorie aduceți acelui ce-n iesle umil s-a născut. Slavă lui Dumnezeu în înălțime, veniți să ne-nchinăm lui, veniți să ne-nchinăm lui, veniți să ne-nchinăm lui, El e Domn. O, Doamne, îți spunem bun venit în lume, Iisuse a ta. Tu ești cuvântul vieții printre oameni, te adorăm, Iisuse, te adorăm, Iisuse, te adorăm, Iisuse, tu ești tu. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm din nou în această după masă înaintea ta, în această zi cu bucurie. Doamne, mulțumim că în această prima zi a anului suntem în casa ta. Mulțumim pentru că pentru fiecare dintre noi a făcut un nou început. De aceea te binecuvântăm pentru anul în care am intrat, dar te rugăm, Doamne, ca în fiecare zi a acestui an Tu să ne însoțești în umblarea noastră. Amin. Am vrea să ne călăuzești, am vrea să ne binecuvintezi, Doamne. Dar de asemenea, fiecare dintre noi am dorit din toată inima să rămânem credincioși în fiecare moment al acestui Amin. An. De aceea te rugăm să ne dai o inimă bună. Amin. Te rugăm în acest an, Doamne, să ne cercetezi. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să fii acela care veghezi asupra noastră. Amin. Dar, Doamne, până la sfârșitul anului,
Am vrea să începem de astăzi și te rugăm ca în mijlocul adunării noastre, în această părtășie care vrem, te rugăm, Doamne, să fii prezent aici. Te rugăm să ne însoțești în umblarea acestei, în umblarea noastră de astăzi, aici, în casa ta. Te rugăm să ne însoțești, Doamne, în închinare. Te rog să primești toată cântarea, să asculți rugăciunea, Doamne. Să binecuvântezi poporul tău. Mulțumim că ne asculți, Doamne, că ne rugăm în numele Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Fiind în prima zi din an, noul an, cred că este potrivit să cântăm cântarea de la numărul 572 ca o rugăciune și o dorință de a avea parte de însoțirea Domnului pe întreg parcursul anului. Așa că vă invit să cântăm împreună această cântare, cântarea de la 572, care spune: Fii cu noi, Emanuel, și în anul nou revarsă râu de binecuvântări ca oricine să cunoască mila ta de bun păstor, minunat mântuitor. Fii cu noi, Emanuel, și să ne îndreptăm unii către alții, să ne întoarcem unii către alții, să ne întindem mâinile, să ne binecuvântăm, să ne zâmbim și să ne spunem ceva frumos de an nou. Dincolo de tradiționalul an nou fericit pe care toți îl folosim, gândiți-vă și la altceva. Da? O urare de an nou pe care să o faceți celui din dreapta sau din stânga, celui din față sau din spate. Avem un minut, un minut jumate la dispoziție pentru Domnul să vă dea pace, liniște, fericire, Domnul să vă dea pace,
să dea Domnul să te dorești. Ocupăm locurile și orchestra va cânta pentru slava lui Dumnezeu. Thank you.
Thank you.
Amin, Domnul să binecuvânteze orchestranții. Și ne dorim, la fel și cum a fost până acum și în anul care vine, și în vremea care vine, ca să cânte tot așa spre slava Domnului. Amin. Amin, amin. Ne bucurăm să fim în casa Domnului această primă zi a anului 2015. Pe toată lumea, pe toți care ați venit, vă salutăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos și ne bucurăm că sunteți cu noi aici la părtășie. Ne dorim ca și în această, această prima zi a anului 2015 să fie o zi deosebită, pentru că, dragii mei, ne uităm în spate. Ne uităm la parcursul pe care l-am avut până acum, la drumul pe care l-am umblat până acum și nu putem decât să spunem, străviți să fie Domnul și mulțumim Domnului pentru tot. Uneori a fost mai greu, altă dată mai ușor, dar în toate am văzut călăuza și mâna bună a Domnului. Așa că anul acesta sau în prima zi, acum, anul 2015, ne uităm și în față și ne rugăm și ne dorim ca Domnul să fie acela pe care îl slujim și El să ne povățuiască pas cu pas, pas cu pas, oriunde mergem, pe unde ajungem, dar în mod special în viața de credință, anul acesta să creștem un pic mai mult, un pic mai mult, să ne ajute Domnul aceasta. Și începem acest proces cu ziua de astăzi. Suntem în casa Domnului, la cuvântul Lui, la părtășie. Ne dorim ca Domnul să ne vorbească în această dupămasă, să ne inspire pe robul Său. Și, dragii mei, aș vrea o provocare pentru noi. În Deuteronom, capitolul 5, versetul 1, Moise le spunea poporului cu privire la cuvântul Domnului și spunea: ascultați legile Domnului, învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. Și provocarea pe care vrea să ne lansăm mie și la noi, la toți, așa, este ca în anul acesta, cu privire la cuvântul Domnului, să-L ascultăm mai mult, să ne aplicăm un pic mai mult asupra Lui, să-L învățăm, să-L împlinim. Și asta să facem cu tot dragul, nu de frică, nu de, eu știu, din alte motive, ci de dragul Domnului. Cuvântul Domnului să ne fie la căpătâi anul acesta, în umblare, în vorbire, în purtare. Amin. Ne bucurăm de toți, încă o dată o spun, de musafirii casei Domnului, de cei prezenți, cei din loc. Ne bucurăm și fratele Nelu, ești în mijlocul nostru, împreună cu noi, la părtășie. Și am vrea ca, din nou spun lucrul acesta, părtășia din seara aceasta, din pe masa aceasta, să fie una binecuvântată de Domnul. Amin. Amin. Am vrea să continuăm închinarea noastră, părtășia noastră, ascultând fetele Bianca și Naomi, lăudând pe Domnul.
să treci nepăsător. E mult prea scump o clipă să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul să luți un ceas măcar. E mult prea scump o rugă să n-o faci cu har. Viața trece, treci cu ea, omule, nu uita. Vino la Iisus acum. De aici te pregătești, unde vrei să locuiești. Vino azi pe drumul bun. Thank you.
Zi. Când Domnul lui că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie, mi se bucura inima-n mine, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. Dumnezeu glorie, când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, iar cei cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Ce-l iubesc în veci voi cânta, lui Dumnezeu glorie, și nesfârșită viață vom intra, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, iar cei cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, iar cei cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Amin. Se pare că oamenii sunt tot mai prinși de revelion și de anul nou bisericile sunt, pe an ce trece, tot mai goale. Concurența e mare. Se pare că atracția spre biserică este mai mică acum decât atracția spre petrecere. Și românii se simt mai atrași spre locul de petrecere decât spre locul unde se cheamă numele Domnului. Aș vrea să ne rugăm pentru conaționalii noștri ca Dumnezeu să le arate har în anul acesta, să-i cerceteze și să le îndrepte privirile și inima mai mult spre cer. Pentru că cele de aici de jos vor trece, dar ceea ce este în cer va rămâne. Îmi doresc ca la acest început de an să fim toți cu inimi bune. Chiar dacă poate am petrecut și noi de revelion și am stat până mai târziu în noapte, am avut azi suficient timp de odihnă, de repaus, de reconfortare și în timpul acesta să ne înviorăm și să putem sta în casa lui Dumnezeu înviorați la primul serviciu din anul 2015. Așa că cu inimi pline de bucurie și mulțumire vă invit să cântăm,
să cântăm cântarea de la numărul 99 și în timp ce vom cânta, vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bună voie. Se spune că așa cum începem anul, asta spune tradiția populară, cum începi anul așa și continui. Așa că și în materie de dărnicie, să începem cu dreptul, frați și surori. Să începem cu dreptul, cum se cuvine. Și să dăruim dintr-o inimă largă, să fim generoși în anul 2015. Fratele Gicu va sluji la colectă, Domnul să-l binecuvânteze, iar noi să cântăm dintr-o inimă curată, predată Domnului, inima ne fie plină de cântări și mulțumiri, căci ai săi fii ne numește Tatăl Sfânt din străluciri. Biserică și a ascultat cuvântul Tău. Doamne, în acest an pune mai buni. Amin. Pune smeriți și pune ca roada Duhului Tău Sfânt să se vadă în fiecare zi în viețile noastre. Amin.
în familiile noastre, în localitatea noastră. Amin. Doamne, vrem să aducem din nou cei dragi ai noștri înaintea Ta. Amin. Și vrem să perseverăm în rugăciune. Amin. Și să Te rugăm, Tată Ceresc, în bunătatea Ta să ai milă de ei. Amin. În acest an. Amin. Doamne, revarsă Duhul Tău un duh de trezire și îndurare peste România. Amin. Peste tot poporul românesc. Amin. Începând de la cei care ne conduc până la ultimii oameni care încă nu Te cunosc. Doamne, fă-Te de cunoscut lor și arată-Ți puterea. Amin. Doamne, vrem ca Tu să ne conduci în acest an. Amin. Și vrem, Tată Ceresc, ca tot ce facem să facem cu dragoste, cu bucurie și pe slavă, gloria numele Tău. Ajută-ne, Tată, să putem zice cu bucurie și dori acest lucru. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Adică bine Te așteaptă. Amin. Amin. Pentru prima zi a anului am ales un verset care să ne inspire, prin care Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu a pus în inima mea și în mintea mea versetul acesta, un verset din Cartea Psalmilor, Psalmul 90, versetul 12. Psalmul 90, versetul 12. Aș dori să citim împreună versetul acesta. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. De când ne-am văzut ultima dată în locul acesta, eu împreună cu familia mea am făcut o călătorie în Oltenia. Ultima duminică din an am petrecut-o la Cârceni. Acolo am avut un botez nou testamental, am botezat 8 tineri. A fost o sărbătoare frumoasă, binecuvântată. Peste 300 de oameni, aproape de 400 au fost prezenți în casa lui Dumnezeu, o casă de rugăciune arhiplină, așa o atmosferă frumoasă, mi-a plăcut. Am predicat cuvântul Domnului, am și oficiat botezul și bucuria mea a fost să văd un nou rod al jertfei Domnului Iisus. Alte suflete care s-au hotărât pentru Domnul, care vor fi pregătite pentru următorul botez. Apreciez faptul că ați fost cu inima lângă noi și cu Duhul și cu rugăciunile. Drumurile au fost grele, vremea a fost rea, dar Dumnezeu și-a proslăvit numele și de data aceasta noi. Ne-a ajutat în călătorie, să călătorim în siguranță. Și chiar dacă n-am fost noi la capacitatea maximă, cel puțin eu fiind bolnav, știți bine, că așa am fost de sărbătorile astea, Domnul m-a întărit în slăbiciunile mele și am putut să mă pun la dispoziția Lui întru totul. Așa că vă mulțumesc pentru suportul spiritual pe care mi l-ați oferit, pentru interes, ați sunat să vedeți cum suntem unii dintre dumneavoastră, ați fost interesați de păstorul vostru. Probabil că v-ați gândit ca nu cumva să rămân acolo înzăpezit. Ați vrut să vă asigurați că de anul nou voi fi din nou împreună cu voi în locul acesta. Iată că sunt aici. Și mă bucur de lucrul acesta. Mă bucur că putem păși în noul an împreună. Împreună, unii lângă alții și alături de Domnul Iisus Hristos. Așa cum cântam la început, anul nou e al tău, Iisus. Anul nou nu este nici al guvernului, nici al președintelui, nu este nici al bisericii. Anul este al lui Dumnezeu, pentru că El ține în mâinile sale timpul. Numai unul care trăiește în afara timpului poate să țină în mână timpul, în cele 3 succesiuni ale sale, trecut, prezent și viitor. Noi ne încadrăm în timp, suntem de multe ori presați de timp, și din cauza aceasta suntem și superficiali la socotelile pe care trebuie să ni le facem în materie de viață, de trăire.
Și ca să ne fie simplu, cât mai ușor, noi obișnuim să ne numărăm anii și ne sărbătorim anii. Dar observăm că Dumnezeu ne îndeamnă să ne numărăm ce? Zilele. Omul lui Dumnezeu are o dorință pe care o adresează lui Dumnezeu și spune, văzând că anii noștri trec ca un sunet, văzând că anii noștri se ridică până la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și că omul nu se poate făli decât cu trudă, învață-ne Tu, Doamne, să ne numărăm zilele, nu anii. Să ne numărăm zilele. Nu știu dacă ați fost curioși să vă numărați zilele. Eu din fire sunt puțin curios și mi-am numărat zilele. Și când încep să-ți numeri zilele, îți dai seama că anii sunt puțini, iar zilele sunt multe. Dacă ar fi să socotim numărul de zile pentru 10 ani, am avea un rezultat de 3652 de zile. E cineva de 10 ani aici? Larisa, câți ani ai tu? Deci, să știi că tu vei împlini 3652 de zile la cei 10 ani ai tăi. La 20 de ani putem face socoteala a 7304 zile. Cine cu 20 de ani sau aproape? Domnișoara Bianca. Mai este altcineva? Deci fii atentă, Bianca, câte zile? 7000, peste 7000, e ceva, nu? La 30 de ani avem un număr de 10957 de zile. La 40 de ani, aici sunt eu, 14609 zile. Și dacă ar fi să ajung până la vârsta celor mai tari, cam aici ar fi jumătatea zilelor mele. Deci o jumătate din zile le-am consumat. Dar nu se știe dacă o să ajung la 80. La 50 de ani, pe cine avem de 50 de ani? N-avem de 50 de ani. Toți sunteți mai în vârstă, Domnul să o binecuvânteze. Numărăm 18.262 de zile. La 60 de ani, fiți atenți, 21.914 zile. La 70 de ani, ne putem face socoteala zilelor și avem un număr de zile de 25.566. Și haideți să vedem și la 80 de ani, câte zile facem. La 80 de ani, 29.219 zile. Cine trece de 30.000 de zile, da, cine trece de 30.000 de zile se poate considera și ilegal, tot vorba mea, ilegal, da, dar și binecuvântat de Domnul. Frate George, dumneata ai depășit-o. Să trăiești. 84, așa, știu, știu. Domnul să te binecuvânteze. Avem păsora noastră, Evi, 88 de ani. Fiți atenți. 88 de ani, sora Marișca, 86. Avem câțiva octogenari pe aici prin biserica noastră. Domnul să-i țină așa, fără reparații prea mari. Mesajul de azi, de prima zi a anului, se intitulează Fă-ți timp acum. Ăsta aș dori să fie un mesaj de încurajare, un mesaj motivațional. Filozoful stoic roman Seneca spunea următoarele. Îți petreci cea mai mare parte a vieții făcând ce nu trebuie, iar o bună parte a ei nefăcând nimic. Toată viața te-ai preocupat de cu totul altceva decât de ceea ce ar fi trebuit. De obicei, în urma unui bilanț responsabil, concluzia celor mai mulți dintre noi este că am pierdut foarte mult timp cu lucruri
nesemnificative. Și chiar dacă am făcut câte ceva, am făcut prea puțin. Problema pe care noi o ridicăm deseori nu este că nu știm să ne investim timpul, ci că nu avem suficient timp. De fapt, lucrurile stau exact invers. Nu avem timp pentru că nu știm să ne administrăm timpul cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Cineva spunea, noi nu avem timp, putem doar să ne facem timp. De aceea, din numărarea bună a zilelor, rezultă o înțelepciune. Înțelepciunea de a ști să ne administrăm corect timpul pe care Dumnezeu ni-l pune la dispoziție. Sau viața pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Suntem surprinși de plecarea prematură a unora dintre noi. Când auzi că o mamă, o soție de 46 de ani pleacă în veșnicie și își lasă în urmă familia, pe toți cei dragi, te întrebi, cum a fost posibil la doar 46 de ani? Azi, în localitatea învecinată a noastră, la Roșia, a murit un bărbat sub 50 de ani, mă gândesc. O tumoare la creier și s-a dus și a lăsat în urmă soția, doi copii. Durere. Și ne întrebăm, de ce la vârsta aceasta? E important să ne facem bine socoteala zilelor. Că nu toți vor ajunge la 29.000 de zile sau 30.000 să facă 80 de ani. Unii doar la 15.000 de zile se duc. Ați auzit cu siguranță de tragedia care a avut loc duminică după masa pe Valea Mureșului, când fratele Roțcu de la Curtici, pe care l-ați văzut aici în părtășia bisericii noastre, cel care ne-a cântat la trompetă, conducând autoturismul personal și avându-l în dreapta pe fiul său, iar în spate pe nora și nepoata lui, au suferit un grav accident care pentru nepoată și noră a fost tragic. Au murit pe loc. Ieri s-au înmormântat la Curtici. Și vreau să vă spun că fata asta de doar 14 ani, și aici aș dori să vă deschideți bine urechile tinerilor și adolescenților, s-a hotărât să-L urmeze pe Hristos și să încheie legământul cu Hristos în apa botezului și urma să aibă loc botezul, cred că în 18 ianuarie. Era la catecheză și zicea duminică, hai moșule să plecăm că trebuie să ajung la catecheză. Și a fost ultimul drum pentru ea. N-a mai ajuns nici la catecheză și nu va mai ajunge nici la botez. Cred că dacă și-a predat sufletul în mâna Domnului și l-a primit pe Domnul în inima ei ca Domn și Mântuitor personal, ea acum este în cer cu Domnul. Dar dacă ți se va întâmpla ție o asemenea tragedie, tu ai fi pregătit sau pregătită să zbori când ceasul va suna și pentru tine? Ți-ai făcut bine socoteala zilelor? Ți-ai făcut timp pentru lucrurile cu adevărat importante și semnificative? Aș dori să te îndemn, frate și soră, tinere, prietene drag, în această seară, la primul serviciu al Bisericii Speranța din anul nou, să-ți faci timp acum pentru sufletul tău. Ăsta este primul îndemn la început de an. Fă-ți timp pentru sufletul tău. Știu că suntem atât de preocupați de nevoile noastre fizice, de trupurile noastre. Am fost și eu la cumpărături înainte de Crăciun, am fost la cumpărături alaltăieri. Imaginați-vă Sebișul, un oraș mic, cu 5-6 mii de locuitori. Da? Imaginați-vă Sebișul atât de plin de mașini și oameni încât greu puteai găsi un loc de parcare. Imaginați-vă magazinele pline. Imaginați-vă rafturi goale, golite, și spuneau vânzătorii. Așa ceva nu ni s-a mai întâmplat.
să nu ne ajungă marfa. Au ieșit toți la cumpărături și vor să cumpere, parcă acum vine sfârșitul lumii. Și de mâncat, și de băut, și de toate celea. Că vine Crăciunul, că vine Revelionul. S-au aprovizionat românii. Toate pentru ce? Pentru trup. Să mâncăm și să bem. Să trăim bine, să ne petrecem. O noapte, două, trei, cât s-o putea. Avem concediu, avem vacanță, să ne îngrijim puțin de trupurile noastre. Nu-i rău să te îngrijești de trupul tău. Mai ales că trupul nostru acum este templul Duhului Sfânt. Trebuie să fim preocupați de trupurile noastre. Dar să știți că putem avea sărbători binecuvântate și fără cele tradiționale. Eu am trecut prin Crăciunul ăsta fără să mă bucur de mâncare, că n-am putut mânca. Și mai mult m-am uitat decât am mâncat. Și să știți că mi-a fost foarte bine. Ce am spus de aici, de la Amvon, că pentru noi Crăciun nu înseamnă numai mâncare și haine și petrecere, este adevărat. Se poate să sărbătorești Crăciunul foarte bine și te simți foarte împlinit fără să te burdușești de mâncare. Se poate. La Revelion la fel. Se poate foarte bine. Preocuparea ta în acest an, 2015, n-ar trebui să fie prioritară pentru trup. Fă-ți timp pentru trup. Doamnele care ies la cosmetizare, investesc bani grei ca să arate bine o noapte, două, la un eveniment. În rest, uitați-vă la vedetele care apar pe sticlă. Bani grei pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea lor pentru o apariție publică. Când se dă jos crema, fardurile, rimelurile, artificiile, știți cum arată? De unele îți vine să fugi. Te apucă groaza, tragedia. Nu-i mai bine să fim naturali, să ai o soție naturală lângă tine și așa să o vezi tot timpul cu fața ei, chiar dacă apar și riduri, chiar dacă apar și, eu știu, decolorări ale pielii, apar și cearcă, ne apare îmbătrânirea, asta este inevitabil, sau un bărbat care nu are fața alinsă și întinsă și hai să fim naturali. Care e problema? Că ne albește părul, că ne cade și că noi vrem să trăim unii lângă alții, așa cum suntem, până la adânci bătrâneți. Și frumusețea care contează cel mai mult, n-ar trebui să fie frumusețea trupului, ci frumusețea caracterului. De asta să te îngrijești. Fă-ți timp pentru sufletul tău, dar de ce? Pentru că sufletul este comoara cea mai de preț pe care o ai. Și nu-i de la tine, e de la Dumnezeu. Nu-i moștenirea părinților, nu-i o moștenire genetică, este o moștenire spirituală. L-a făcut Dumnezeu pe Adam din țărâna pământului și după aceea spune Biblia, a suflat în nări ce? Duh sau suflare de viață. Parte din Dumnezeu, sufletul e parte din Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu suflet ca să devii un suflet viu. Ce faci cu sufletul tău? Ce faci pentru sufletul tău? Dumnezeu a făcut totul. Pentru ca sufletele noastre să poată fi răscumpărate, l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, la împlinirea vremii. De aceea avem Crăciun, sărbătorim întruparea Fiului Lui Dumnezeu, venirea Lui Hristos în lumea noastră. El a venit pentru sufletele noastre, pentru sufletul meu și pentru sufletul tău, ca să ne răscumpere. A murit pentru sufletul meu și sufletul tău. Dar tu cât de preocupat ești de sufletul tău? Să știi că sufletul nu se poate hrăni cu mâncare și băutură. A fost unul pe care Dumnezeu l-a numit nebun, care a crezut că poți să-i dai la suflet carne, pâine, vin și tot ce vreți. Și a zis Dumnezeu, băi nebunule, ai tu adunate multe bunătăți pentru mulți ani, dar să știi că noaptea asta îți cer sufletul la mine și toate astea ale cui vor fi. Îngrijește-te de sufletul tău, citind cuvântul lui Dumnezeu, nu din când în când, ci în fiecare zi. Îngrijește-te de sufletul tău și fă-ți timp pentru sufletul tău, rugându-te, practicând rugăciunea ca disciplină spirituală.
Nu doar la ananghie, când te înconjoară dușmanii, când te împresoară nenorocirile, când nu mai știi ce să faci, încotro să o apuci, la cine să apelezi, doar atunci să te rogi. Nu, roagă-te în permanență, începe ziua cu rugăciune, spune-i bună dimineața lui Dumnezeu, mulțumește pentru viața care ți-o dă, pentru ziua frumoasă, mulțumește lui Dumnezeu pentru că te-a ridicat încă o dată pe picioarele tale, roagă-te. Fă-ți timp pentru sufletul tău, cultivând părtășia cu Sfânta Treime, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, dar și cultivând părtășia cu membrii bisericii. Dumnezeu nu ne vrea creștini izolați, ne vrea creștini care să viețuim împreună, unii cu alții, unii pentru alții, unii lângă alții. De aceea venirea la casa lui Dumnezeu este esențială, vitală. Participarea noastră la toate întâlnirile și la toate serviciile este importantă, pentru că aici ne unim unii cu alții, stăm unii lângă alții, aici avem părtășie. Aici ne binecuvântează Dumnezeu. De aceea în anul nou, frați și surori, tineri dragi, să nu pierdeți ocaziile. Să nu pierdeți serviciile, să nu pierdeți momentele de părtășie cu Dumnezeu și cu ceilalți membri ai Bisericii Speranța. Doar boala și neputința să vă țină la distanță. Altceva, nimic. De asemenea, vă îndemn să vă faceți timp pentru suflet, căutând împărăția lui Dumnezeu și având convingerea că celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa spune la Matei 6:33, Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și apoi toate celelalte lucruri pe care voi le căutați. Poate mâncarea, poate hainele, poate o slujbă bună, un salar mai bun sau, mă rog, o poziție în societate. Toate astea vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi ce trebuie. Căutați împărăția, căutați neprihănirea și veți primi bonus și celelalte lucruri de care Dumnezeu știe că aveți nevoie. În Matei 16:26, Domnul Iisus spune, și ce-ar folosi unui om să câștige America, China sau România? Așa zice. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Dacă sufletul pe care îl ai e comoara ta cea mai de preț, îți poți permite să-l neglijezi și să nu faci o prioritate din îngrijirea sufletului? În anul acesta, fă-ți timp acum pentru sufletul tău. Că s-ar putea ca mâine să nu mai ai ocazia și să fii surprins ca mulți alții de o plecare neașteptată, de un accident neașteptat, de o îmbolnăvire neașteptată. Și s-ar putea să nu mai ai timp. Dar acum ai timp. De aceea fă-ți timp acum pentru sufletul tău. În al doilea rând, fă-ți timp acum pentru aproapele tău. De ce credeți că ne-a lăsat Dumnezeu să trăim în comunitate? Unii cu alții, unii lângă alții. În familie, nu-i bine să fie omul singur. De ce? Ce să facă omul singur? Imaginați-vă un bărbat singur. Cea mai grea povară pentru un om, să știți că este povara singurătății. La mulți am fost, după ce le-a murit partenerul și mi-au spus, fie bărbați, fie femei, mi-au spus așa, cel mai greu lucru și împovărător pentru noi este singurătatea. Mai ales când vine seara și ne vedem singuri între patru pereți. Nu mai ai cu cine schimba o vorbă, pe cine să întrebi, cui să-i spui ceva. Singurătatea este foarte împovărătoare. De aceea, datorită singurătății, mulți ajung la depresie și alții, pentru că se adâncesc în depresie, ajung la suicid. Își curmă zilele. Datorită singurătății. Nu mai suportă singurătatea. Dumnezeu ne-a creat ființe sociabile. Să putem vorbi, să putem zâmbi, să ne putem întinde mâinile unii către alții. Spuneam la un moment dat că noi suntem extensia mâinilor lui Dumnezeu. Fă-ți timp pentru aproapele tău, pentru semenul tău,
care nu întotdeauna are nevoie de bani sau de pâine sau de hrană. Sunt atâția semeni de ai noștri care au nevoie de o vorbă bună, care au nevoie de o încurajare. Fă-ți timp pentru a-ți iubi aproapele. Toată legea și prorocii se concentrează în două porunci. Iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele, ca pe tine însuți. Fă-ți timp pentru aproapele tău iubindu-L. Fă-ți timp acum pentru aproapele tău slujindu-L. Fă-ți timp pentru aproapele tău investindu-ți timpul în alții pe care să-i ajuți, să-i mentorezi, să-i ucenicizezi. Timp de 3 ani și jumătate, Domnul Iisus și-a investit timpul în 12 oameni care au ajuns să împânzească lumea cu adevărul lui Dumnezeu. La fel ca sufletul tău și dragostea este nepieritoare. De aceea Pavel spune în 1 Corinteni 13 că dragostea nu va pieri niciodată. Dacă n-ai dragoste, n-ai cum să-ți iubești aproapele. N-ai cum să-ți slujești aproapele. N-ai cum să-ți faci timp pentru aproapele tău. Anul acesta pentru noi aici la Speranța ne dorim să fie anul trezirii. Cum vă imaginați trezirea? Vă imaginați într-un mod spectaculos să ne se întâmple fiecăruia dintre noi ceva ieșit din comun, ceva nemai întâlnit, experiențe supranaturale, așa vă imaginați? Știți cum îmi imaginez eu trezirea? Îmi imaginez așa. Îmi imaginez membrii Bisericii Speranța venind cu bucurie și cu entuziasm la casa lui Dumnezeu când e vorba de rugăciune, de slujire, de părtășie. Se văd venind cu bucurie, se văd pe toți prezenți. Pentru mine trezire înseamnă să văd pe lângă membrii Bisericii Speranța venind alți oameni din localitate care să zică: băi, v-am văzut altfel, diferiți, simțim în voi ceva, o putere, o prezență care nu-i de aici, e de dincolo, e din cer. Vrem și noi să fim ca voi. Oameni care să fie afectați de viața ta și de viața mea, de viețile noastre transformate. Oameni care să fie doritori să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască cuvântul, să cunoască părtășia, să aibă experiențe cu Dumnezeu. Îmi imaginez trezirea prin manifestarea supranaturală a puterii și manifestarea puterii lui Dumnezeu printre noi, ori de câte ori venim aici. Așa mi-o imaginez eu. De aceea, în al treilea rând, vă îndemn, vă încurajez și vă motivez să vă faceți timp în anul acesta pentru trezire. Fă-ți timp acum pentru trezire. Și acum deschidem scripturile la a doua carte din Vechiul Testament. Cartea Exodul sau Ieșirea. Deschidem la capitolul 33. Și o să vă citesc cuvântul Domnului. De la versetul 1. Domnul a zis lui Moise: du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: seminției tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi zgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise: spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb. Și o să mai citesc câteva versete. Fiți atenți. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare,
l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era unde? Afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. De aceea când venim noi la amvon și îngenunchem, voi vă ridicați în semn de respect, nu pentru noi, ci pentru prezența lui Dumnezeu. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el unde? În cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără și fiți atenți. Dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Fă-ți timp pentru trezire, frate și soră, tinere, copile. În versetul 5 din textul pe care l-am citit, descoperim o apreciere a Domnului. Spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Întrebarea mea este, noi suntem pregătiți pentru prezența lui Dumnezeu? Am fi în stare să suportăm prezența lui Dumnezeu? Gândiți-vă la asta. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Dați-vă podoabele jos. Ce însemna asta pentru ei? Simplu. Dumnezeu prin porunca aceasta le cerea doar ca ei să fie cinstiți, onești, să-și lase la o parte podoabele. Dar de ce, Doamne? Pentru că vreau să arătați așa cum sunteți în realitate. De multe ori și noi ne punem podoabele, dar nu sunt adevărate. Și nu mă refer la podoabele de aur, cercei, lanțuri, inele, care acum au apărut în biserică, la surorile plac și la fetele plac. E treaba lor. Sperăm să-i placă și Domnului. Sperăm să-i placă și Domnului, așa cum ne place nouă. În cer ne vom lămuri. Dar să știți că dacă ajungi în cer, ajungem în cer și ne spune Domnul acolo, știi, soră, îmi pare rău că tu te-ai împodobit prea tare ca bradul de Crăciun, prea multe podoabe de astea. Nu mi-a plăcut. Ce vei mai face atunci? Nu știu cum îi place Domnului, sincer. Eu sunt îngăduitor. Pe mine nu mă deranjează, sincer. N-am nicio problemă cu podoabele. Dar e important să-i placă și Domnului. Dar despre alte podoabe este vorba aici. Podoabe pe care și noi ni le punem, care nu sunt adevărate și nu-i plac deloc Domnului. Când venim la casa lui Dumnezeu, obișnuim să ne punem podoabele sfințeniei, ale zmereniei, ale evlaviei. Dar acestea nu ne șed bine pentru că viața noastră nu este curată. Da, ne împodobim. Venim poate la ora de rugăciune sau poate venim la studiu biblic sau la serviciu divin. Venim poate dimineața sau după masa, după cum avem chef, după cum putem. Venim poate la cina Domnului o dată pe lună. Poate venim într-o părtășie frățească. Dar să știți că de multe ori ne amăgim. Ne amăgim spunând, hai să ne punem repede podoabele, că așa este normal pentru un credincios. Mergem la biserică, trebuie să ne împodobim. Și vorbim despre împodobirea spirituală. Dar Domnul vine și zice, te rog frumos, frate, te rog frumos, soră, te rog frumos, fiule, fică, lasă podoabele. Te rog frumos, dezbracă-te de ele. Și dacă te dezbraci, voi vedea ce-ți voi face. Ce ne poate face Dumnezeu dacă ne dezbrăcăm de podoabele care nu-i plac și care de multe ori ne împodobim numai pentru o oră sau două sau trei? Că asta se întâmplă între creștini. Evlavios cât stă la biserică. Pocăit sau pocăită cât stă la biserică. Un pic de sfințenie în viața lui sau în viața ei cât stă la biserică. Când iese fratele pe ușă și ajunge în stradă și ajunge acasă,
liber la orice. Scapă și înjurăturile, își permite și bătăile, își permite și abuzurile de tot felul, la serviciu la fel. Ce fel de podoabe sunt astea? Care ne împodobim numai de paradă când venim aici la casa lui Dumnezeu? Dați-le jos! Vreau să vă văd în realitate așa cum sunteți. Și când vă voi vedea realitatea voastră, da? Când o să văd cinstea și omenia la voi, când o să vă văd goliciune așa cum este ea, de care voi vă rușinați, dar eu nu mă rușinez, o să văd ce vă voi face. Ce ne poate face Dumnezeu? Știți ce ne poate face Dumnezeu? Poate să ne trezească. Când ne dezbrăcăm de tot ce nu-i bun și nu-i după voia Lui în viața noastră, asta poate Dumnezeu să ne facă. Poate să ne trezească. Poate să ne trezească ca indivizi, poate să ne trezească ca familii, poate să ne trezească ca biserică, frați și surori. Ca să vină trezirea, e nevoie de o dezbrăcare. Dați-vă podoabele jos. M-am săturat să văd numai podoabe și podoabe, să văd că vă împodobiți pe din afară și pe din lăuntru sunteți putrezi. Sunteți murdari. Sunteți pătați. M-am săturat. Dați-vă podoabele jos. Fiți naturali, fiți cinstiți, fiți onești. Pentru că eu sunt Dumnezeu și vă cunosc. Eu cercetez inima și rărunchii. Eu despic încheieturile. Nimeni nu vă poate cunoaște ca mine. Știu când te-ai născut. Îți știu numărul firilor de păr de pe cap. Îți știu numărul zilelor. Cine te cunoaște mai bine ca mine? Cine? Mama, tata, nevasta, bărbatul, pruncii, șeful? Nu! Dumnezeu te cunoaște. Știu când stai jos, știu când te ridici, știu când mergi în călătorie, știu totul despre tine, știu când erai numai un plod, fără chip, în pântecul maicii tale și ochii mei atunci te vedeau, ochii mei, ochi de Dumnezeu. Frați și surori, credem noi că în vreun fel putem să îi inducem lui Dumnezeu o falsă părere și imagine despre noi? Și cu asta să-L impresionăm? Credeți că Dumnezeu nu vede dincolo de fațadă? Credeți că Dumnezeu nu vede dincolo de haine? Și dincolo de atitudinea de moment pe care de multe ori o luăm? Să vă spun câteva lucruri, adevărul despre trezire. Pentru că trebuie să ne facem timp pentru trezire. Și azi, și de azi încă 364 de zile din anul 2015. Trezirea, dragii mei, este inițiativa Lui, inițiativa Lui Dumnezeu, nu a noastră. El hotărăște, El face, El începe, El o dă, El o susține. Trezirea este arătarea slavei Lui, slava unui Dumnezeu atotputernic, care are resurse nelimitate. Este incitantă pentru noi această provocare pe care Moise o prinde ca și Avram odinioară, care în fața aceluiași domn a fost târnit la mijlocire. Vi-l amintiți pe Avram? Doamne, dacă vei găsi câți în Sodoma și Gomora? A ajuns până la pragul de jos, 10 neprihăniți. Îi mai nimicești? Nu! Dumnezeu zice, Avrame, pentru că văd mijlocirea ta și inima ta, durerea ta pentru nepotul tău și pentru cetățile astea și oamenii care locuiesc acolo. Îți fac și hatârul ăsta. Dacă voi găsi în Sodoma și Gomora 10 oameni fără prihană, nu voi mai nimici cetățile. Probabil că de la Avram se inspiră și Moise și la un moment dat ajunge să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Mijlocirea își are rostul atâta timp cât lucrurile n-au intrat sub judecata lui Dumnezeu. Câtă vreme Dumnezeu n-a judecat și n-a hotărât, noi putem mijloci și se poate schimba inima lui Dumnezeu. Și noi, ca și Moise, odinioară, trebuie să avem cortul nostru de întâlnire cu Dumnezeu afară din tabără, despărțiți de păcat și întâlnindu-ne cu un Domn slăvit care nu-și abandonează poporul.
Avem nevoie de un cort care să fie inundat de norul slavei lui Dumnezeu. Și în acest cort trebuie să fim noi, dar și ceilalți de lângă noi, care trebuie să fie și tinerii, și copiii, și adolescenții, nu doar bătrânii. Când a văzut Moise că Dumnezeu nu mai suportă murdăria și păcatul poporului, a zis, trebuie să ieșim afară de aici. Curățiți-vă, aruncați totul de pe voi. Și-a luat cortul și l-a dus afară din tabără. Și acolo venea norul slavei, prezența lui Dumnezeu. Moise intra și vorbea cu Dumnezeu ca și cum vorbește un prieten cu prietenul lui. Venea poporul și Moise mijlocea între popor și Dumnezeu. Dar lângă Moise mai vedem pe cineva, pe cine? Iosua, tânărul Iosua. Dragii mei, trezirea trebuie să vină și la bătrâni și la tineri. Toți au nevoie de trezire. În prezența lui Dumnezeu trebuie să stea și cei cu perii albi. Și Moise, bătrânul Moise, conducătorul, înțeleptul. Omul prinde slava și prezența lui Dumnezeu, dar și copiii. De aceea, noi ne dorim ca copiii noștri să fie cu Domnul. Să fie aici, în casa Domnului. Și noi am hotărât ca părinți aici la Moneasa, ca biserică, să ne creștem copiii pentru Hristos. Pentru că copiii noștri au nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și au nevoie de trezire. Avem nevoie, dragii mei, de acest cort unde să ne putem retrage noi și Dumnezeu. Noi și cei de lângă noi. Oare învățăm noi ceva din mijlocirea lui Moise, care la un moment dat refuză să se prezinte înaintea Domnului în numele lui însuși? În versetul 15, Doamne, cum să ne ducem noi în călătorie fără de Tine? Tu spui că nu mai poți să vii în mijlocul nostru, că ne-ai prăpădi. Și Doamne, ce ne-o face noi dacă Tu nu mergi cu noi? V-ați gândit? Ce am putea noi face în anul 2015, de acum 365 de zile, singuri? Pe înțelepciunea noastră, pe puterile noastre. Cum zice cântarea unuia de acum renumit, pe barba mea, să fii pe barba ta. Numai pe barba ta. Fără Dumnezeu, Moise realizează, înțelege. De aceea spune, Doamne, fiți atenți ce cerere. Dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Moise înțelege că slava Domnului nu este individul, ci poporul. Și aș vrea să vă reamintesc că în cer nu merg indivizi, ci o seminție aleasă, o preoție împărătească, un popor sfânt. Hristos va merge în cer și își va prezenta înaintea Tatălui biserica, poporul. Nu individul X, Y, Z, unul din România, unul din Africa, unul din Asia, unul din Australia, altul din America, altul din Canada, altul din Coreea, nu. Toți ăștia, chiar colorați fiind, culturi diferite, culoarea pielii diferită, mod de închinare diferit, vor fi luați de Hristos și vor fi așezați toți în poporul Domnului, biserica Domnului. Aceea va fi răpită și cu această biserică universală Hristos va merge înaintea Tatălui. De aceea nu individul este important. Moise înțelege. Doamne, Tu vorbești cu mine. Pe mine mă accepți, dar cu ei? Tu ne-ai chemat din Egipt și ne-ai scos. Și acum ne lași aici singuri? Te-a dus Dumnezeu până la acest punct al vieții tale, la vârsta pe care o ai, numărul de ani sau de zile. Pot fi 15.000 sau 20.000 sau mai puține. Până acum presupunem că ai călătorit cu Dumnezeu. Suntem la început de an și vrem trezirea. Dar singur nu se poate. Să ne asigurăm că Dumnezeu va păși cu noi împreună în anul acesta și va merge pas cu pas lângă noi. Și nu ne va lăsa nici o clipă singuri. Doamne, dacă nu mergi cu noi din prima zi a anului, nu ne lăsa nici pe noi să mergem.
Vrem să ne asigurăm că Tu ești lângă noi. Plecând de la cuvintele rostite de Dumnezeu în versetul 12, însă Tu ai zis că am căpătat trecere înaintea Ta, vedem că Moise se agață cu disperare de adevărul lui Dumnezeu și nu-L lasă pe Dumnezeu până când Dumnezeu nu îl va binecuvânta pe el și tot poporul lui. În această seară trebuie să apucăm și noi prin credință făgăduința lui Dumnezeu. O făgăduință făcută nouă în Efeseni capitolul 5 cu versetul 14, unde spune cuvântul: de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și promisiunea care este? Hristos te va lumina. Ca să te lumineze Hristos, ce trebuie să faci? Scoală-te, trezește-te, deșteaptă-te. Biserică Speranța, dacă avem nevoie de ceva în anul 2015, avem nevoie de deșteptare. Bani avem, resurse avem, tot ce vreți. Dar îmi doresc deșteptarea bisericii ca să ne lumineze Hristos și să se împlinească cu noi promisiunea aceasta făcută lui Moise înainte lui Avram și făcută pentru noi. Glorie Domnului că El nu ne lasă, ci ne dă promisiunile sale binecuvântate, mărețe. Credem promisiunile Domnului, le așteptăm și în această seară să nu plecăm de aici ca și Moise, până nu vom primi de la Dumnezeu confirmarea că El în anul acesta va împlini cu noi această promisiune a luminării, a trezirii. Pentru că trezire înseamnă o revelație proaspătă a slavei lui Dumnezeu, în fața căreia să cădem jos la pământ, să ne mărturisim păcatele și să trăim în puterea plinătății Duhului Sfânt, sfințind în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Biblia ne spune că Domnul Dumnezeu este credincios și va face lucrul acesta. Tragedia vieții este că atunci când nu-ți numeri tu zilele, investindu-ți timpul în lucruri neperitoare, veșnice, ți le numără Dumnezeu. Și avem ca exemplu pe împăratul babilonian Belșațar, căruia după o viață de huzur, prorocul Daniel vine și îi spune, tâlcuindu-i acea scriere, și îi spune: împărate, fii atent, zilele tale au fost numărate. Asta înseamnă mene, mene, tekel, ufarsin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Nu știu câte zile numără viața ta până acum. La unii mai multe, la alții mai puține. Mai ales nu știu câte zile vor mai fi adăugate vieților noastre în anul acesta. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viața cu folos, lăsând în urmă un nume bun și o cale de urmat, după ce vom fi experimentat trezirea. Am căutat poezia fratelui Traian Dorz, intitulată Fă-ți timp, am găsit-o și vreau să vă citesc în încheierea mesajului. Fiți atenți, sub inspirația Duhului Sfânt, ce scrie omul acesta. În trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu mila să te alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncim de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, să asculți lângă izvor. Fă-ți timp să asculți ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp pe un munte seara, stând singur să te rogi. Fă-ți timp frumoase amintiri de unul să-i invoci. Fă-ți timp să stai cu mama, cu tatăl tău, bătrâni. Fă-ți timp de o vorbă bună, de o coajă pentru câini.
în trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să guși frumosul din tot ce e curat. Fă-ți timp că ești de multe mistere înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină sau adevăr să stai. Fă-ți timp căci toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții adevăratul sens. Fă-ți timp acum să știi. Zadarnic ai să plângi comoara risipită a vieții, nu mai strângi. Fă-ți timp acum. Și pentru că la începutul anului se fac urări, unora v-am transmis urarea prin SMS, am postat-o și pe pagina mea de Facebook. Dacă am avut ocazia să intrăm în anul de îndurare 2015, fiți atenți ce vă doresc la toți, încă o dată, pe lângă SMS-urile trimise. Să vă dea Dumnezeu 12 luni de bucurie și puteți spune amin. Dacă vreți, numai dacă vreți. 12 luni de bucurie vă urez din toată inima. 52 săptămâni de biruință în încercări. 365 de zile de har. Slabă aminu. 8760 ore de sănătate. Amin. 525600 minute de pace și liniște. Amin. Și acum, fiți atenți, că ajungem și la ordinul milioanelor. 31.536.000 secunde de iubire. Amin. Să ni le dea Domnul din belșug. Și să avem un an bun și binecuvântat alături de El și unii de alții. Dacă vrei să-i spui Domnului ceva în rugăciune, mulțumindu-i pentru intrarea în noul an, pentru părtășie, pentru mesaj, așa, în rugăciuni potrivite, cei care simțiți îndemnul, numai cei care simțiți și vreți, spuneți-i Domnului ce aveți în inimă. Ajută-ne să fim receptivi și atenți la ceea ce ne vei vorbi de fiecare dată când vom fi aici. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ai un plan cu noi. Îți mulțumim că ai un plan cu cei nemântuiți din casele noastre. Ne bizuim pe dragostea ta. Așa e. Și dorim să fie anul îndurării, Doamne, Amin. Pe casele noastre. Amin. Amin. Doamne, știu că este un lucru pe care îl cerem după voia Ta și îți mulțumim pentru timpul în care Tu vei lucra. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat har să putem să lucrăm aici. Amin. Îți mulțumim că ne-ai vorbit. Mulțumim. Dorim, Doamne, ca prin viața noastră să-Ți aducem laudă. Dorim, Doamne, ca prin trăirea noastră să-Ți facem bucurie, Doamne. Amin. Și când Tu privești spre noi, dorim, Doamne, să Te bucuri de ceea ce vrei în viețile noastre. Și dorim, Doamne, să ne lăsăm prelucrați de Duhul Tău. Amin. Lasă-L peste noi, Doamne. Și îți mulțumim pentru că Tu vrei fericirea noastră. Amin. Doamne, ca să putem fi fericiți, trebuie să ne lăsăm la voia Ta. Amin. De aceea, Doamne, astăzi hotărăsc să mă las în voia Ta. Amin. Și îți mulțumesc că mi-ai oferit ocazia aceasta. Slavă. Amin. Te lau toată cele și pentru Augustin, mi-ai cuvântat. În această zi, prima zi anului 2015, când ai gândit să fim aici, în casa Ta. Mulțumesc pentru părtășia care o lași între noi. Mulțumesc pentru cuvântul Tău care este proaspăt, totdeauna, parcă nou nouț, și mulțumesc că încă ne vorbești. Mulțumesc că îți pasă de noi și că vrei să ne trezești, Doamne. Dorim să ne lăsăm.
mânuiți de mâna Ta. Amin. Dorim să ne lăsăm cercetați de Tine în acest an. Amin. Dorim să lucrezi pe noi și Amin. Să ne punem la dispoziția Ta. Ajut. Doamne, vrem să fim curățiți de Tine, Amin. Vrem să fim înnoiți în Duhul Tău și vrem, Doamne, să ne lăsăm în mâna Ta și să faci ceea ce vrei Tu cu noi. Amin. De ce îți declar, Doamne, un an al biruinței, Amin. Un an al trezirii, Amin. Un an al binecuvântării, Amin. Și un an în care Tu să-ți speri să bați slava Ta. Amin. Amin. Binecuvântează-ți biserica Ta dimineața, pe fiecare membru, pe fiecare copil, pe fiecare om în Biserică, pe fiecare care face parte sau care intră în acest loc și am vrea, Doamne, ca slava Ta să se vadă aici între noi. Amin. Tu, Doamne, să-ți fii glorificat și onorat în toate și pentru toate. Amin. Amin. Să rostim toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să cântăm cântarea de la 189. Trezește-te Tu care dormi, de Domnul ești chemat, cel ce în păcate rătăcești, de Domnul ești căutat. Suflet drag, spune când vei fi salvat, te grăbește azi cât mai ești chemat. Dumnezeu este aici, întoarceți-vă unii spre alții, zâmbiți-vă din nou, salutați-vă și binecuvântați-vă. Putem să reocupăm locurile.